Fraților, bine ați venit pe canal, sunt Olvox și vă aduc al treilea episod din seria asta de Pokémon Randomizer Nuzlocke de pe Leaf Green. Data trecută am rămas în mijlocul pădurii, aparent suntem blocați, cam blocați aici și trebuie să ajungem până la capăt. Bun, whatever. Membrul meu, echipele noastre sunt Fabulous Maripu cu Tackle Growl Thundershock, MLG Dew, Headbutt Growl, Ice Wind, Aurora Beam și Tricky Fat abilitatea și Verlis cu Kinai, Clear Scratch, Forest Side și și Nightshade. Hai să schimbăm asta. Bun. Bun, data de noutăți care aș putea zice un mic update. Știți acel sidebar pe care îl vedeți acum? E acel background în care vedeți Pokémon puși așa. Nu o să mai fie atât de actual, adică nu o să mai reacționeze când pui Pokémon și Pokémon-ul și așa mai departe, pentru că durează extrem de mult de editat și aș vrea să pun videoclipuri mai pe bandă rulandă. Deci, da, am preferat mai bine să reduc un pic din calitate ca voi să vedeți, să aveți videoclipuri mai rapid. Deci da, revenim la pingăsurile noastre. Ce trebuie să facem noi să trecem prin pădurea asta fără să murim? L-avem pe cine? Pe Fabulous în față. Era în mod normal un antrenament mai bun pentru MLG Dew. Holy ass, Pokémon salvat. Asta o să dea XP mult, deci o să o batem. Nu cred că o să dea mult Thundershock. Da, nu dăm. Static, yes. Dar revenind, am reușit ultim, în ultima vreme să pun videoclipuri pentru că am avut extrem de mult timp. Hai bă, lăsa level 10. Și m-am făcut să mă simt foarte bine pentru voi, fraților, că vedeți mai multe episoade și așa mai departe. Hai să dăm switch pe aici. Switch. Bun, m-am blocat. A, trebuia să o iau pe sus, ok. Really? Capnea, chiar asta e opțiune interesantă, cu ajutia de stay. Ok, Capnea la pământ, bun. Da, și în afară de asta am deschis la treia ministerie, să zicem așa, de hai să încercăm, ne băgăm la unul, de să încercăm diverse serii și așa mai departe. În rest, prea multe interesante, ceva importante care trebuie să zic. Dar mă rog. Luciena. Ah, ok, antrenorii, din câte vedeți, au anumiți Pokémon, adică un antrenor are decât, cum îi zicea, Dark Type, deși ar trebui să aibă numai Bug Type și așa mai departe. Cam așa funcționează. Mi se pare un mai logic să apară Pokémon de Bug la random, dar se pare că setarea nu făcea ceea ce credeam eu. Mă rog, hai să mai dăm un Aurora Beam. Bun, critică, yes! Bun. Și dacă ce o să facem episodul ăsta, sunt două lucruri importante. 1. Terminăm pădurea asta, unde suntem noi pe acum. Da. Dar mis. Ok, o să dăm un Aurora Beam. Dacă mi-ar fi, cred că dacă mi-ar fi dat un absorb, m-ar fi făcut. Sau era nimic? Nu, mi-ar fi făcut, să recunoaște, mi-ar fi o super efect. Trainer tips, nu mă interesează. Place joculețul ăsta, nu trebuie, nu ești blocat când citești un scenariu. Pur și simplu poți să te uiți în altă parte și ai terminat. Mi se pare extrem de șmecher. Tu, hey, wait up, what's the hurry? Why the rush? Realize. Motive, aș cam vrea să fac episodul mai scurt și de asta. Deci dacă ai putea să-ți miști fundul al sumaril de aici, dacă nu o să te dau un Aurora Beam și a rezistat. A, și nu spune că acum la Headbutt nu o să mai dea. Ok, o să dăm un Ice Wind. A, și cred că două Ice Wind-uri îl fac rough. Adică, văd pe unii, adică pur și simplu spamează atacul mai puternic și rămân fără PP. Eu dau pe ăla mai slab și stuff like that. Spre exemplu, dacă am, nu știu, 30 de flamethrower-uri, el o să spună, rămâne cu HP, nu mai dau încă un flamethrower, nu? So, no, no, puteți captura mai Pokémon, ești nebun? Ok. Ce n-ar trebui acum? Dați-mi voie să văd. Băi, un fire type. Un fire type sau un, nu știu, ceva mai defensiv, stuff like that. Ok. Ce să fie, ce să fie? Hype, hype, hype. Holy crap.
Băi, asta e ofensiva naibii. Nu știu ce să fac. Chiar nu știu. Nu știu dacă îi dau cheo. E frică. Hai să dăm un grow. O să-i scădem atacul. Uite. Ok, hai să scădem. Hai continuăm așa, spam în growuri, scădem atacul. Vreau că nu o să moară. Nu știu, mi-e frică să spam atac. Chestia mea ar fi decât să spamez growuri, să-i scad atacul extrem de mic. După aia îl trimit pe MLG-ul. Be careful, be careful. Good, i-am dat un potion. Critical ne-ar face praf acum. Singura idee care o am este să dau la să spamez grow-ul. Să scad atacul, să-l trimit pe Patrick. Patrick să tancheze și să spamez niște atacuri de la focus de energie. Damn! Ok, mi-e frică acum, are șansa să dea crit. Ok, Patrick. Ok, să spunem că spamează focus energie-uri. Ok, acum îl trimite pe Patrick. This is Patrick, ok. Bună, Patrick, prima ta, după cum te simți, ce mai faci, stuff like that. E bun. Două hituri îl duce pe roșu, l-am capturat. Bun. Cred că o să-l folosim. Ok. Nu! Miss click! Am dat miss click, nu știu de ce. Deci era fast pe roșu și nu, nu, nu. No. Well, Patrick, o să putrezești prin box pentru asta. Patrick, îmi pare rău, dar o să putrezești prin box. Îmi pare rău, ai fi fost un Kinglord destul de bun. Nu cred că mai ai șanse, pentru că mi-ai omorât Pokémon-ul. You are happy about that. Nu cred că e fericit. Asta mi-a healuit Pokémon-ii, nu cred. Deci, Patrick, o să rămâi în box și o să putrezești acolo pentru tot restul vieții tale de crab. Oh, Jesus. Scuzați-vă de asta, dar credeți-mă, am pierdut Pokémon extrem de bun și stuff like that. E ceva bun aici? Nu. Ok, what are you saying? Clefairy came from the moon, that's what the rumor is. They appeared after Moonstone fell on Mantine. A, deci, cum ar veni, Clefairy-ul s-au așezat pe Moonstone-ul și erau ceva în genul YOLO și au căzut. Da, ciudat. Ok. Nu știu dacă o să am avantaj la Gym Leader-ul ăsta. Gym Leader-ul este, bineînțeles, Brock, ăla care linge pe Licky, pe, cum îi zice, pe Sudowoodo. Cred că Sudowoodo a rămas traumatizat la Lipslop. Dar o să dau un video acum, să vedeți cam ce a trebuit, ce a trebuit să trag acel Sudowoodo. Hey, easy now! I'm your friend! Like a friendly Lickitung! Deci, da. Bun, deci cam prin durerea asta trebuie să treacă. Bun, avem un... cum îi zice, Verdum? Nu mă afectează, ești nebun. Eu pot să spamez Nightshade-uri. Ok. Nightshade. Dar durează foarte mult animația de la Nightshade, nu știu de ce. Verdam e mort. Mi-a dat ton of experience. Error. Energy Dew. Nu cred că v-ați mișcare de rock sau ceva. Da, mă, e atât de dărb pe Energy Dew, nu știu. Bun, am și șansa să-i scad atacul. Da, uitați. Deci degeaba mă dă el headbutt-ul pentru că eu îi scad atacul. Spamez la scăzut atacul. E deștept. De fapt nu e deștept. Pentru că dacă nu dau atacuri fizice sau ceva, atunci ar fi avut logică. Bun, nivel 10 la toți Pokémonii. Bun, deci ce cred că am să fac este să pun pauză, trec pe lângă de la podcatcher, pentru hiruiesc Pokémonii și previn să-i slăpuim fundul Brock. Cu asta fac oamenii normal. Ok, deci da, fraților, revenind,
am venit, Pokémonii noștri sunt healuiți, toți așa frumos la nivelul 10. Și cred că o să încep cu MLGDU, nu știu, o să încep cu MLGDU. Bun. Sunteți gata? 3, 2, 1. Nu mai e cale de scăpare. Let's go. Se da vocea din anime. Nu. So, you are here. I'm Rob, the Pewter Gym Leader. My rock hard really worries is evident even in my Pokémon. My Pokémon are all rock hard and have true great determination. That's right, my Pokémon are all the rock type. You are going to challenge me knowing that you will lose. That's the trainer honor that compels you to challenge me. Fine then, show me your best. Holy ass, ne bate cu Brock, ce-o să aibă? Mi se pare logic să-l aibă pe Aaron. Deci ce o să fac? Vreau să dau un roll să văd dacă pot tanca un hit de la un headbutt de la Aaron ăsta. Sincerul tanchez foarte bine. Hai să dăm și nice un. Nu strică un minus în speed. Și dă destul de mult. Ok, acum nu cred că are cum să ne... Bun, își dă boost. Am să dau un Aurora Beam. Aurora. Îmi place animația de la Aurora Beam. Deci curcubeul ăla și începe să apară și stuff like that. Oh my god, curcubee fermecate. Tu și eu pe un curcubeu. Ok, mă rog, ignorat imediat. Bun, deci ce facem noi acum? Să spamăm Aurora Beam. Cam asta e tot ce putem face. Și să dăm un Ice Wind așa de final. GG, Aaron, GG, dar tu te poți pune cu mine, bă. Și Brock avea dreptate, chiar că sunt Pokémon de rock type. MLGDU level 111, 100, aș fi vrut eu 100. Holy ass, what the fuck? Fabulous nu poate face nimic. All box. Nu-l boxăm, MLGDU, ești atât de MLG, cred că poți să tanca ochii de la el, nu? Dar totuși dăm grow. Cred că poți să spam ceva. Da, o să-i scădem atac, altceva n-avem de face. Așa crescut atac. Ocean. Am ușit atât de bulky încât nici nu pot spama prea multe. Ok, Aurora, bine. Te rog, dă-mi un minus în atac. Ok, spamăm Aurora Beam-uri atunci. Ok. E frică să-l pierd. Ok. Așa ar putea crește atacul. De ce? Spamează Metal Claw. Uite-te la el. Uf. Oh my god, e ultima poțiune. Oh, nu. Mi-e frică. Deci acum dacă dăm un critical ăsta ne boș. Ok, și acum aș dă potion. Yes! 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 MLGDU, you are prea opt, ești prea opt. Wait, take this with you. GTM. Acum, nu știu dacă e rupt. Acum vedem GTM-ul. Outrage! Holy crap! Știți cât de overpower-ul-i? Poate... Verlis poate să învețe Outrage. E ok, uitați. Adică... Verlis, decât așa o striduș mic, nu știu ce să zic. E ok dacă-l învățau treci. Deci da, prea OP. Prea OP.
Deci da, fraților, mulțumesc pentru atenția vizualizată. A fost un episod destul de șmecher. Am primit un timp powerful, am vist pe primul nostru gym leader. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați, uitați-vă acolo jos la butonul ăla de like. Și pentru, și pentru cei noi, uitați-vă și la butonul ăla de subscribe. Abonați-vă, vă rog frumos. Și ne vedem data viitoare. Bye bye.